Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 6. Hârtiile capitanului. Am mers călare tot drumul până la locuința doctorului Livesey. Fațada casei era cufundată în întuneric. Domnul Dance mi-a spus să mă dau jos și să bat la ușă, iar Dogger și-a scos piciorul din scară ca să pot descăleca. Slujnica ne-a deschis numai decât. Doctorul Livesey este acasă? Am întrebat. Nu, răspunse ea. A fost întreagă după amiază pe acasă și a plecat la conac să ia masa și să petreacă seara cu Squire-ul. Mergem acolo, băieți, zise Dance. De asta dată, distanța nefiind mare, n-am mai încălecat și am luat o fuguță la picior, ținându-mă de cureaua scării lui Dogger, până la căsuța portarului de la intrare și tot așa, de-a lungul aleii desfrunzite și scăldate în lumina lunii, pe marginile căreia, de o parte și de alta, se înșirau dependințele conacului în mijlocul unor întinse și străvechi grădini. Aici domnul Dance descălecă și fu poftit la cererea sa înăuntru. Mă luă și pe mine cu dânsul. Slujnica ne conduse de-a lungul unui coridor cu covoare pe jos. Ajunși la capătul său, ne introduse într-o bibliotecă spațioasă, căptușită de jur împrejur cu dulapuri cu cărți, împodobite deasupra cu busturi. În fața unui cămin, în care ardea un foc zglobiu, Squire-ul și doctorul Livesey ședeau fiecare cu pipa în mână. Nu-l văzusem niciodată pe Squire așa de aproape. Era un bărbat înalt, de peste 6 picioare, și potrivit de lat în spate, cu o față mare, severă și hotărâtă, tăbăcită, roșie și brăzdată de cutele multelor sale călătorii. Sprâncenele sale erau foarte negre și foarte mobile și asta îi dădea o înfățișare posacă, dar nu rea, ci mai degrabă ageră și mândră. Poftește înăuntru, domnule Dance, spuse el cu prestanță, dar și cu bunăvoință. Bună seara, Dance, spuse doctorul, înclinând ușor din cap. Bună seara și ție, prietene Jim. Ce vânt vă aduce aici? Stând drept și țeapăn în picioare, inspectorul istorisi cele întâmplate ca pe o lecție. Să-i fi văzut pe cei doi domni cum se aplecau înainte, privindu-se din când în când unul pe celălalt și uitând să mai tragă din pipă de uimiți și interesați ce erau. Când auziră cum s-a întors mama la Han, doctorul se plezni cu palma peste genunchi, iar Squire-ul, strigând bravo, repezi astfel mâna în lături încât își sparse ciubucul de grătarul căminului. Cu mult înainte de sfârșitul povestirii, domnul Trelawney, vă amintiți că acesta era numele Squire-ului, se sculase de pe scaun și se plimba încolo și încoace prin încăpere, iar doctorul, ca să audă mai bine, își scosese peruca pudrată, iar părul său negru, tuns chilug, îi dădea o înfățișare ciudată. În cele din urmă, domnul Dance îi spărăvi povestirea. Domnule Dance, spuse Squire-ul, ești un om de ispravă. Cât despre faptul că ai trecut cu calul peste nelegiuitul acela, socot că bine ai făcut. E ca și cum ai fi strivit un gândac. Iar tânărul acesta, Hawkins, este, după cum văd, un băiat curajos. Hawkins, vrei să suni din clopoțelul acela? Domnului Dance nu i-ar prinde rău o gură de bere. Și zi așa, Jim, spuse doctorul, ai la tine lucrul acela după care umblau ei? Iată-l, domnule, îi spusei, întinzându-i pachetul învelit în pânză ceruită. Doctorul îl suci și îl învârti pe toate fețele, ca și cum ar fi fost nerăbdător să-l desfacă, dar se stăpâni și îl băgă liniștit în buzunarul jachetei. Squire, zise el, domnul Dance, după ce își va bea berea, va trebui să se întoarcă la slujba lui. Pe Jim Hawkins însă, mă gândesc să-l culc la mine și îți cer învoirea să-i dau să mănânce o bucată de pateu rece. Te rog, Livesey, spuse Squire-ul, Hawkins merită ceva și mai bun decât pateu rece. Mi s-a pus, deci, pe o măsuță alăturată, un bucățoi de plăcintă cu carne de porumbel, din care am început să înfulec, căci mi-era o foame de lup. În timpul acesta, Squire-ul și Livesey nu mai conteneau să-l felicite pe domnul Dance, care, în cele din urmă, plecă. Ei, Squire, spuse doctorul. Ei, Livesey, spuse și Squire-ul, amândoi într-un singur glas. Ia-o încet, râse doctorul, să le luăm la rând. De Flint ăsta presupun că ai mai auzit. Dacă am auzit de el, strigă Squire-ul. Mă întreb dacă am auzit de el. A fost cel mai sângeros pirat din câți au existat vreodată pe fața mărilor.
Vestitul Barbă Neagră era un țânc pe lângă Flint. Spaniolii se temeau într-atât de el, că drept să spun, domnule, uneori mă simțeam mândru că e englez. I-am văzut cu ochii mei pânzele catargelor în largul Trinidadului și bețivanul acela fricos, pe vasul căruia călătoream, a făcut repede cale întoarsă la Port of Spain. Așa-i, reluă doctorul, și eu am auzit de el în Anglia. Întrebarea-i, a avut el chiar așa de mulți bani? Și încă ce bani? Strigă squire-ul. N-ai auzit? După ce crezi că umblă mișeii ăștia decât după bani? Ce le mai drag decât banii? Pentru că pentru altceva și-ar pune în primejdie pielea lor spurcată, dacă nu pentru bani? Asta o să aflăm îndată, continuă doctorul. Dar când de încingi dumneata la vorbă și când începi cu exclamațiile, nici că mai poate omul să spună ceva. Uite ce aș vrea să știu. Presupunând că am aici, în buzunar, indicația locului unde Flint și-a ascuns comoara, la cât s-o cost că s-a ridicat comoara asta? La cât s-a ridicat? Strigă squire-ul. Se ridică la atâta încât, dacă ai indicația de care spui, tocmesc numai decât o corabie la Bristol, te iau pe dumneata și pe Hawkins și o pornesc după comoară, chiar dacă ar trebui să o caut un an de zile. Foarte bine, zise doctorul. Haidem acum, cu voia lui Jim, să desfacem pachetul. Și zicând aceasta, îl și puse în fața lui pe masă. Pachetul avea muchiile cusute, așa că doctorul trebuie să cotrobăiască prin trusa lui cu instrumente și să-l taie cu o foarfecă de chirurgie. Înăuntru se aflau două lucruri, un carnet și o hârtie sigilată. Să cercetăm mai întâi catastiful, spuse doctorul. Pe când îl deschidea, squire-ul și cu mine ne uitam peste umărul său, căci doctorul Livesey îmi făcuse semn să mă ridic de la măsuța unde mâncasem, ca să mă bucur și eu luând parte la distracția cercetării. Pe prima pagină nu erau decât niște frânturi de frază, cum mâzgălește cineva cu condeiul când n-are ce face. Una era chiar fraza tatuată, Billy Bones e năzdrăvan, apoi altele. D.W. Bones, secund, s-a isprăvit romul, la palma chei a luat-o și alte crâmpeie, îndeopște, cuvinte trunchiate și fără noimă. Nu mă puteam împiedica să mă întreb, cine a luat-o și ce a luat, încuțit în spate de bună seamă. Nu prea avem ce afla de aici, spuse doctorul Livesey, întorcând foile mai departe. Următoarele 10 sau 11 pagini erau umplute cu o ciudată înșiruire de însemnări. La un capăt al rândului era înscrisă o dată, iar la celălalt o sumă de bani, ca în registrele cu socoteli. Însă, în loc de lămuriri, figurau între ele niște cruci, al căror număr varia. De pildă, la 12 iunie 1745, reieșea limpede că o sumă de 70 de lire englezești era plătită cuiva, numai că, în loc de explicație, se înșirau 6 cruci. Totuși, în unele cazuri, era adăugat și numele vreunui om. De pildă, în largul Caracasului. Ori, numai o însemnare a latitudinii unui loc bună oară, 62 de grade și 17 minute și 20 de secunde, 19 grade, 2 minute și 40 de secunde. Aceste conturi ciudate se întindeau pe o perioadă de aproape 20 de ani, intrările devenind cu timpul din ce în ce mai mari pentru ca, la sfârșit, să se facă un bilanț, rezultând din 5 sau 6 adunări greșite la care erau adăugate cuvintele. Fișicul lui Bones. N-are nici cap, nici coadă, spuse doctorul Livesey. E totuși limpede ca lumina zilei, strigă squire-ul. Asta e condica de socoteli a căpcăunului. Crucile înlocuiesc numele vaselor pe care le-a scufundat sau ale orașelor pe care le-a prădat. Sumele arată partea cuvenită piratului care, ca să se descurce din încălceala socotelilor, a adăugat din când în când câte o lămurire, în largul Caracasului, de pildă. Acolo se vede treaba, au atacat vreo corabie nefericită. Dumnezeu să aibă milă de sufletele nefericiților ălora care se aflau pe vasul prefăcut de mult în mărgean. Ai dreptate, spuse doctorul. Uite ce înseamnă să fii om umblat. Așa este. Cu cât înainta în grad și câștigul creștea. Nu mai găsirea altceva în catastif decât niște însemnări de poziții nautice scrise pe foile albe de la sfârșit și o tabelă de echivalare a monedelor engleze, franceze și spaniole. Om socotit, observă doctorul. Greu l-ar fi putut păcăli cineva. Să ne uităm acum la cealaltă, spuse squire-ul.
Hârtia era pecetluită în mai multe locuri cu un degetar în loc de sigiliu, pe semne cu degetarul pe care l-am găsit în buzunarul capitanului. Doctorul rupse cu băgare de seamă pecețile și scoase la iveală harta unei insule cu latitudini, longitudini, sondaje, nume de dealuri, de golfuri și canale naturale și cu toate amănuntele trebuitoare pentru a ancora fără grijă la țărmul ei. Era o insulă cam de 9 mile lungime și 5 lățime. Semăna grozav cu un balaur gras ridicat în picioare și avea două porturi bine ocrotite între o limbă de uscat și o măgură în partea de mijloc, denumită Oceanul. Se aflau acolo și niște însemnări făcute mai de curând, dar ceea ce sărea în ochi erau trei cruci cu cerneală roșie, două în piața de miază noapte a insulei și una spre sud-vest. Lângă aceasta din urmă, cu aceeași cerneală roșie, însă cu o scriere mai măruntă și mai îngrijită, vădit alta decât slova tremurată a capitanului, erau notate cuvintele: grosul comorii e aici. Pe dosul hârtiei, aceeași mână scrisese următoarele îndrumări: copac înalt, grumazul Oceanului, linia de direcție nord, de la nord-nord-est. Insula Scheletului, est-sud-est, pe la est. 10 picioare. Lingourile de argint în ascunzătoarea de la nord, aflată către estul măgurii, la 10 stânjeni sud de Stânca Neagră, când stai cu fața la ea. Armele, lesne de găsit, sub drâmbul de nisip, nord, direcția nord de capul canalului, către est și un cart nord. JF. Asta era tot. Dar aceste laconice indicații, de neînțeles pentru mine, i-au umplut de bucurie pe Squire și pe doctorul Livesey. Livesey, spuse Squire-ul, ai să te lași acum de prăpădita dumitale de meserie? Mâine plec la Bristol. În 3 săptămâni, ce zic 3 săptămâni? În 2 săptămâni, în 10 zile, vom avea cel mai frumos vas, domnule, și cel mai faimos echipaj din Anglia. Pe Hawkins îl luăm ca sufragiu. Ai să fii un sufragiu grozav, Hawkins. Dumneata, Livesey, vei fi medicul vasului. Amiralul Redruth, Joyce și Hunter vin cu noi. Prevăd că o să avem vânturi prielnice, călătorie ușoară și nimic nu o să ne poată împiedica să descoperim insula și comoara. O să avem bani să ne scăldăm în ei, nu alta, să-i azvârli pe fereastră când ți-o pofti inima, mâine și în vecii vecilor. Trinani, îl întrerupse doctorul, primesc să merg cu dumneata. Și pentru băiețașul ăsta, pentru Jim, mă pun chezaș că va face cinste expediției pe care o întreprindem. De un singur om mi-e teamă. De cine? Strigă Squire-ul. De câine negru? Hai, zi pe nume, domnule. De dumneata mi-e frică, răspunse doctorul. De dumneata, fiindcă nu știi să sigura. Noi nu suntem singurii care am aflat de existența acestor hârtii. Procleții care au atacat hanul în seara asta, lacomi și înverșunați cum sunt, ca și cei de pe Cutter, și încă mulți alții despre care puteți să cred că nu-s departe de aici, toți ca unul, nu se vor lăsa opriți de nimic ca să pună mâna pe bani. Niciunul dintre noi nu trebuie să rămână singur până la îmbarcare. Deocamdată îl iau pe Jim cu mine. Dumneata, ia-l pe Joyce și pe Hunter și duceți-vă la Bristol, dar băgați de seamă. Nimeni nu suflă o vorbă despre descoperirea noastră. Livesey, spuse Squire-ul, dumneata ai întotdeauna dreptate. Voi fi mut ca un mormânt. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt de domeniu public. Partea a doua. Bucătarul vasului. Capitolul 7. Plec la Bristol. Până să putem lua drumul mării, ne-a trebuit mai mult timp decât și-a închipuit Squire-ul. Și niciunul din planurile noastre de la început, nici măcar acela al doctorului Livesey de a mă reține lângă el, n-a putut fi înfăptuit așa cum chipzuise. Doctorul a trebuit să plece la Londra ca să-și caute un coleg căruia să-i lase în grijă clientela. Squire-ul avea mult de lucru la Bristol, iar eu rămăsesem la castel aproape prizonier în seama bătrânului Redruth, care se ocupa cu organizarea de vânători. Aveam capul împuiat de năluciri marine și trăiam dinainte farmecul insulelor și al aventurilor ciudate.
Stăteam cu ceasurile a pleca la gura sobei, în odaia bătrânului Redruth, mă apropiam în închipuire de insulă din toate părțile posibile, îi exploram întinderile, palmă cu palmă, mă cățăram de mii de ori pe înalta măgură poreclită ocheanul și din creștetul ei mă desfătam cu priveliștile cele mai minunate și mai felurite. Uneori, insula era năpădită de sălbatici cu care mă încăieram, alteori mișunau pe acolo fiare primejdioase care mă încolțeau. Din toate închipuirile astea, însă, niciuna nu mi s-a părut mai stranie și mai tragică decât aventura pe care aveam să o trăim aievea. Astfel trecură săptămâni, până când, într-o bună zi, sosi pe adresa doctorului Livesey o scrisoare cu următoarea înștiințare pe plic. În lipsa doctorului se va deschide de către Tom Redruth sau de tânărul Hawkins. Ascultând de această poruncă, citirăm, mai bine zis am citit eu, pentru că Redruth abia deslușea literele tipărite, următoarele vești importante. Hanul Ancora Veche, Bristol, martie 1, 1700... Dragă Livesey, neștiind dacă ești acasă la dumneata sau la Londra, trimit prezenta în dublu în amândouă locurile. Am cumpărat vasul și l-am echipat. E ancorat, gata de plecare. Nici nu se poate visa goeletă mai drăguță și un copil ar putea o conduce. Are 200 de tone și poartă numele Hispaniola. L-am cumpărat prin vechiul meu prieten Blandley, care s-a arătat tot timpul un om cu multă tragere de inimă. Bravul meu prieten s-a pus trup și suflet la dispoziția mea și pot spune că toată lumea din Bristol s-a purtat la fel de îndată ce a prins de veste care e ținta mea, comoara, adică. Redruth, am exclamat eu oprindu-mă din citit. Doctorului Livesey nu o să-i placă asta. Squire-ul tot a vorbit până la urmă. Dar ce, n-avea voie? Mormăi el. Asta e bună. Să nu poată vorbi Squire-ul pentru că nu vrea doctorul Livesey? Răspunsul acesta m-a scutit să mai fac comentarii și am continuat să citesc mai departe. Blandley a dibăcit Hispaniola și s-a tocmit cu atâta iscusință încât a luat-o pe-o nimica toată. Sunt însă la Bristol unii oameni grozav de porniți împotriva lui Blandley. Merg până acolo încât spun că omul ăsta cinstit ar fi în stare să facă orice pentru bani, că Hispaniola era chiar proprietatea lui și că mi-a vândut-o pe un preț nerușinat de mare, toate bârfeli cusute cu ață albă. Nimeni însă nu poate tăgădui calitățile vasului. Până acum n-am întâmpinat nicio piedică. Lucrătorii nu se prea omoară cu munca. Până la urmă însă tot am scos-o la capăt. Ceea ce mi-a dat de furcă a fost alcătuirea echipajului. Îmi făcusem socoteala că 20 de oameni nu-s prea mulți în cazul când ne-am pomenit cu sălbatici în insulă sau că ne-ar ataca pirații. Mi-au ieșit însă peri albi până să găsesc 6, când norocul mi l-a scos în cale, tocmai pe omul de care aveam nevoie. Mă aflam pe chei și numai din întâmplare am intrat în vorbă cu el. Mi-a spus că era un vechi corăbier, că ținea o cârciumă, că îi cunoștea pe toți marinarii din Bristol, că își prăpădise sănătatea pe uscat și că ar lua-o iarăși razna pe apă dacă i s-ar oferi un loc bun de bucătar. Venise în dimineața aceea, șontâc-șontâc, la marul mării, ca să respire o lecuță de aer sărat, îmi spunea. Am fost din cale afară de mișcat, la fel ai fi fost și dumneata, și cuprins de milă, l-am tocmit, fără să stau mult în cumpănă, ca bucătar al vasului. Long John Silver, așa îl cheamă, n-are decât un picior. Dar acest beteșug l-am prețuit ca pe un merit al său, căci l-a căpătat luptând pentru patrie, sub comanda nemuritorului nostru Hawk. Și unde mai pui că nu are pensie Livesey? Dă-ți seama în ce timpuri ticăloase trăim. Pe scurt, domnul meu, credeam că-mi găsisem în sfârșit un bucătar, când colo nimerisem peste un echipaj întreg. În câteva zile, Silver și cu mine am angajat o ceată din cei mai oțeliți lupi de mare. Nu-s ei feți frumoși, dar, judecând după înfățișare, toți au inimi de voinici. Mă prind că aș putea înfrunta cu ei o fregată. Long John m-a scăpat chiar de 2 din cei 6 sau 7 oameni pe care îi arvunisem înainte. M-a lămurit într-o clipită că ăștia erau marinari de apă dulce cu care nu poți pleca la drum când întreprinzi o expediție ca a noastră. Mă simt cum nu se poate mai bine la trup ca și la minte. Mănânc ca un lup, dorm ca o buturugă, dar n-am să fiu liniștit până n-o să aud tropăitul bătrânilor mei lup de pe punte, învârtind cabestanul, spre larg, la naiba cu comoara. Vraja mării m-a îmbătat.
Așadar, lipsi, vino repede. Dacă ai cea mai mică considerație pentru mine, nu pierde nicio clipă. Tânărul Hawkins să se ducă îndată să-și vadă mama sub paza lui Redruth. Pe urmă să vină cât mai repede amândoi la Bristol. John Trelawney. P.S. Am uitat să spun că Blandly, care întreagăt îți amintesc, a promis că dacă nu ne întoarcem până la sfârșitul lui August, trimite un vas în căutarea noastră, ne-a găsit și un minunat comandant pentru goeletă. E cam scorțos și îmi pare rău de asta, dar încolo e o comoară. Long John Silver ne-a recomandat un om foarte priceput ca secund. Îl cheamă Arrow. Am făcut rost și de un maestru de echipaj, cu fluier. Precum vezi, Livesey, toate merg strună pe vrednica Hispaniola, în tocmai ca pe un vas de război. De asemenea, am uitat să spun că Silver e un om cu stare. Am aflat, din sursă sigură, că are un cont la bancă de care nu s-a atins niciodată. Cârciuma o lasă în grija nevestei sale. E o arăpoaică, ceea ce poate face pe un bătrân holtei ca mine să creadă că și nevasta, nu numai starea sănătății, l-a îmboldit să se întoarcă la hoinăreală. P.P.S. Hawkins poate să rămână o noapte la mama lui. G.T. E lesne de închipuit câtă tulburare mi-a pricinuit scrisoarea. Eram buimăcit de fericire și, dacă mi-a fost vreodată silă de un om, apoi ăsta era bătrânul Redruth, care nu făcea decât să mormăie și să văite. Oricare dintre oamenii Squire-ului ar fi fost încântat să plece în locul lui. Dar așa hotărâse stăpânul. Și când stăpânul e Squire, hotărârea lui e lege pentru noi. Nimeni, în afară de Redruth, n-ar fi îndrăznit măcar să crâcnească. A doua zi dimineața pornirăm amândoi pe jos spre Amiral Binbow, unde am găsit-o pe mama sănătoasă și bine dispusă. Capitanul, care fusese atâta amar de vreme pricina necazurilor sale, se dusese acolo, unde până și cei mai haini încetează să mai facă rău. Squire-ul avusese grijă de toate. Să fie vopsită din nou sala de mese și firma, să se aducă câteva mobile, printre care și un jilț frumos pentru mama, în prăvălie. Ba găsise și un băiețel care să o ajute în lipsa mea. Abia când l-am văzut pe copilandul acela, pentru întâia oară mi-am dat seama de hotărârea pe care o luasem. Până atunci, încântat de aventura care mă aștepta, nu mă gândisem deloc la casa pe care o părăseam. Acum însă, văzându-l pe străinul acesta neîndemânatic care rămânea lângă mama în locul meu, pentru întâia oară m-au podidit lacrimile. Atunci am făcut acestui băiat, într-adevăr, viața amară. Fiind ageamiu în ale hanului, n-am pierdut niciun prilej ca să-l cert, să-l dojenesc, să-l umilesc, arătându-i cum și ce trebuia să facă. Trecu și noaptea și a doua zi, după amiază, Redruth și cu mine o pornirăm la drum. Îmi luasem rămas bun de la mama, de la golful în care copilărisem și de la dragul meu amiral Binbow, care însă îmi era mai puțin drag de când îl vopsiseră din nou. Unul din ultimele mele gânduri fu pentru capitanul, care hoinărâse de atâtea ori de-a lungul țărmului, cu tricornul său, cu obrazul cresta de sabie și cu vechea lui lunetă de alamă la subsoară. În clipa următoare cotirăm drumul și golful nu se mai zări. Pensărat, diligența ne luă de la Royal George și porni repede, în noaptea răcoroasă, spre Bristol. Înghesuit între Redruth și un domn în vârstă, cam rotofei, m-a pălit numai decât somnul și, cu toate hurducăturile urcușului și coborâșului, cu toate pupasurile ce se țineau lanț, am dormit buștean tot drumul. Când, în cele din urmă, un ghiont m-a deșteptat și am deschis ochii, am văzut că ne oprisem în fața unei clădiri mari, pe o stradă dintr-un oraș și că se făcuse de mult ziua. Unde suntem? Am întrebat. La Bristol, îmi răspunse Tom. Dă-te jos! Domnul Trelawney trăsese la un han mai îndepărtat, aproape de chei, ca să aibă sub ochi goeleta și pregătirile care se făceau. Am pornit într-acolo și drumul nostru, spre negrăita mea plăcere, trecea tocmai de-a lungul cheiurilor, pe lângă o puzderie de vase de toate mărimile, de toate felurile și de toate națiile. Pe unul, marinarii roboteau cântând. Pe un altul, oamenii cățărați sus, deasupra capului meu, lucrau atârnați de frânghii care, de unde le vedeam noi, nu păreau mai groase decât firele de păianjen. Cu toate că trăisem toată viața pe coasta mării, niciodată nu m-am simțit atât de aproape de ea ca în ziua aceea. Mirosul de catran și de sare era ceva nou pentru mine.
Mi-am oprit ochii mai cu seamă asupra minunatelor prore pe care erau sculptate chipuri de oameni care au brăzdat în depărtatele oceane. De asemenea, am văzut mulți marinari bătrâni cu cercei în urechi, cu favoriți încârlionțați, cu coada unsă cu catran și cu mersul țanțoș și legănat al oamenilor mării. N-aș fi fost mai încântat dacă aș fi văzut regi sau arhiepiscopi. Și eu aveam să plec pe mare, cu o goeletă pe mare, cu un maestru de echipaj dibaci în siflee, cu mateloci cu codiță după ceafă care lucrează cântând. Pe mare, spre o insulă necunoscută, în căutarea unor comori îngropate acolo. Mai eram încă furat de aceste visuri când am ajuns pe neașteptate în fața unui han arătos, unde l-am întâlnit pe Squire-ul Trelawney, îmbrăcat ca un ofițer de marină, cu veșmânt de postav gros, siniliu. Tocmai ieșea pe o ușă cu o față zâmbitoare și imitând de minune umbletul marinarilor. "Iată-vă în sfârșit!" strigă el. "Și doctorul a sosit aseară de la Londra. Bravo! Echipajul vasului e complet." "Ah, domnule," l-am întrebat eu, "când întindem pânzele?" "Pânzele?" spuse el mândru. "Chiar mâine." Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 8. Firma la ocean. După dejun, Squire-ul îmi dădu o scrisorică pe care trebuia să-i o duc lui John Silver la ocean și îmi spuse că am să găsesc ușor locul dacă am să merg pe chei și am să caut cu băgare de seamă o cârciumioară cu o lunetă mare de alamă drept firmă. Am plecat, plin de bucurie, la gândul că voi vedea, cu prilejul acesta, nave mai multe și marinari și mai mulți. Îmi croiam drum printr-o sumedenie de oameni, căruțe și baloturi, căci cheiul era în plină fierbere și în cele din urmă descoperi cârciuma pe care o căutam. Era un local de consumație mic, dar destul de atrăgător. Firma fusese de curând vopsită. Ferestrele aveau perdele roșii curate. Dușumeaua era presărată cu nisip proaspăt. Cârciuma se afla în colț, între două străzi, cu ușă la fiecare din ele, astfel că în sala joasă, dar mare, se vedea de afară destul de bine, în ciuda fumului de tutun. Mușterii, în cea mai mare parte marinari, vorbeau așa de tare, că rămăsei în ușă, fiindu-mi frică să intru. Pe când stam așa șovăind în prag, un om dintr-o odaie de alături intră în sala cea mare și mi-a fost de ajuns o privire ca să mă încredințez că nu putea fi decât Long John. Piciorul stâng îi era retezat din șold, iar subsoara stângă și-o sprijinea într-o cârjă pe care o mânuia cu o uimitoare îndemânare, țopăind ca o pasăre. Era foarte înalt și foarte puternic, cu fața plină, lătăreață și palidă, dar inteligentă și zâmbitoare. Într-adevăr, părea să fie într-o stare de spirit deosebit de veselă, fluiera umblând printre mese, glumind și bătând pe umeri pe mușterii mai răsfățați. Drept să vă spun, la început, când domnul Trelawney a pomenit de Long John în scrisoarea sa, mi-a fost teamă ca nu cumva să fie el marinarul cu un singur picior pe care îl pândisem atâta timp la amiral Binbow. O singură privire mi-a fost însă de ajuns. Îl cunoscusem pe capitan, îl văzusem pe câine negru, pe orbul Piu și cugetam că știu cum arată un pirat. Mi-l închipuiam ca pe o făptură cu totul deosebită de hangiul ăsta îngrijit și șugubăț. Mi-a venit inima la loc și, pășind pragul, m-am îndreptat spre omul care stătea sprijinit în cârjă și tăifăsuia cu mușterii. "Domnul Silver?" l-am întrebat eu, întinzându-i scrisoarea. "Da, băiețaș, așa mă cheamă. Dar dumneata cine ești?" Când îi arătai scrisoarea Squire-ului, mi se păru că-l văd tresărind. "Ah," spuse el tare, dându-mi mâna, "acum știu, ești noul nostru sufragiu. Îmi pare bine de cunoștință." Și îmi strânse mâna cu mâna lui puternică și mare. Chiar în clipa aceea, unul din mușterii care stătea mai în fundul sălii se ridică fără veste și o zbughi pe ușă. O împinse cât ai clipi și fu afară în stradă. Graba lui mi-a tras atenția și îl recunoscui numai decât. Era omul cu fața de ceară, căruia îi lipseau două degete și care venise cel din tâi la amiral Binbow. "Ah," am strigat, "opriți-l, e câine negru!"
Puțin îmi pasă cine e, răgni Silver, dar a tulit-o fără să plătească. Harry, fugi după el și prinde-l. Unul care era mai aproape de ușă se repezi în urmărirea lui. Poate să fie amiralul Hawk în persoană și tot trebuie să-mi plătească, strigă Silver. Apoi, dând drumul mâinii pe care o ținea, mă întrebă. Cine spune că este? Ce fel de câine? Câine negru, domnule, i-am repetat. Oare domnul Trelawney nu va vorbi nimic despre pirați? Ăla era tocmai unul dintre ei. Ce vorbești, mă? Făcu Silver. Un pirat în casa mea? Ben, fugi de la ajută pe Harry. Era, va să zică, una din haimanalele alea? Dumneata ai băut cu el, Morgan. Poftim încoace. Unul, căruia îi spusese Morgan, un marinar bătrân, cu părul cărunt și cu fața cum e mahonul, veni sfiicios, molfăindu-și tutunul. Ascultă, Morgan, se stropși Long John cu asprime la el. Pe câinele ăsta, pe câine negru, vreau să spun, nu l-ai mai văzut niciodată, nu-i așa? Nu, domnule, răspunse Morgan dând din cap. Nici nu știai cum îl cheamă? Nu, domnule. Ai noroc, Tom Morgan, spuse hangiul. Dacă ai fi avut de-a face cu deal de ăștia, niciodată n-ai mai fi călcat în casa mea, pot să mă crezi. Și despre ce-ți vorbea? Drept să vă spun, domnule, nu prea știu, răspunse Morgan. Ce ai tu între umeri, cap sau căpățână de oaie? Strigă Long John. Ce înseamnă asta, nu prea știu? Te pomenești că nici cu cine vorbești nu prea știi. Zi, ce ți-i îndruga? Despre călătorii, capitani, corăbii? Hai, cântă, despre ce-ți vorbea? Flecăream despre carenaj, răspunse Morgan. Ia uzi, despre carenaj, măi să fie al dracului, v-ați găsit despre ce să vorbiți? Și apoi, că vi se și potrivește de minune, poți să mă crezi, m-aș la loc Tom, marinar de apă dulce. Și, pe când Morgan se întorcea la masa lui, Silver îmi șopti tainic ceea ce mi se păru foarte măgulitor. E om de treabă Tom ăsta, dar cam zăbăuc. Și acum, urmă el cu glas tare, ia să vedem, câine negru? Nu, n-am mai auzit de numele ăsta. Dar parcă... stai nițel. Parcă l-am mai zărit aici pe scârnăvia asta. Venea într-o vreme cu un cerșetor orb, pare mi se. Da, da, un orb, puteți fi siguri de asta, am strigat eu. L-am cunoscut și pe ăsta, îl chema Piu. Întocmai, strigă Silver dintr-o dată foarte întărtat. Piu, sigur, așa-l chema. O, ce mutră de hoțoman! Dacă punem mâna pe câine negru, o să avem noutăți pentru capitanul Trelawney. Ben e iute de picior. Puțini marinari îl dovedesc la fugă pe Ben. O să-i pună mâna în ceafă pe toți dracii că o să-i o pună. De carenaj vorbea? Îi dau eu carenaj să se sature. În timp ce îi mergea gura ca o moară neferecată, umbla încolo și încoace prin cârciumă, țopăind în cârjă, lovind cu pumnul în mese și oferind astfel o priveliște a indignării că ar fi convins pe orice judecător din Old Bailey și pe orice polițist din Bow Street. Când l-am văzut pe câine negru la ochean, mi s-au deșteptat bănuielile și l-am cântărit din ochi pe bucătarul nostru cu multă luare aminte. Era însă prea viclean, prea dibaci și prea deștept pentru mine, așa că atunci când cei doi oameni se întoarseră gâfâind, mărturisind că-i pierduseră urma în gloată și fuseseră cât pe aci să fie luați drept pungași, eram gata să jur de nevinovăția lui Long John Silver. Ia te uită, Hawkins, ce ghinion a furisit, spuse el. Mă rog, ce o să creadă domnul Trelawney despre mine? Să-mi intre mie blestematul cel în prăvălie, fără să-mi bea romul, fără să știu ce pramatie este? Vii dumneata, îmi deschizi ochii asupra lui și îl las să-mi scape prin gaura ancorei. Hawkins, te rog să-mi iei apărarea în fața capitanului. Ești tânăr, dar ai mintea coaptă, văd eu. Mi-am dat seama de cum ai intrat. Spune și tu, ce puteam eu să fac cu lemnul ăsta cu care și-o întâcăi? Când eram șef de echipaj în toată puterea, îi veneam de hac și cu mâna goală. Și mi ți-l învățam eu minte. Îl lăsam lat din câteva scatoalce să nu fie cu supărare. Dar acum... Și apoi, deodată, cu gura deschisă de parcă și-ar fi adus aminte de ceva. Socoteala, izbun el. A fugit și nu mi-a plătit. 3 rânduri de rom. Ei, fi-mi-ar cotonogul de râs, uitasem de socoteală. Și căzând pe un scaun, începu să râdă până îl podidiră lacrimile. Nu mă putui opri să nu râd și eu cu el. Râdeam împreună, în hohote, de se cutremurau pereții cârciumii. Piu, ce gâscă bătrână mai sunt, zise el în cele din urmă, ștergându-și obrajii. Noi doi o să ne împăcăm bine, Hawkins, și al dracului să fiu dacă nu eram mai nimerit cu voi, elevii de marină. Și acum haidem,
Așa nu merge. Datoria-i datorie, fraților. Să-mi pun tricornul meu vechi pe cap și să mergem împreună la capitanul Trelawney să-i raportez pățanie. Fiindcă, ia aminte, e un lucru serios, tinere Hawkins. Și nici tu, nici eu nu ne-am descurcat prea strălucit. Nici eu, nici tu, m-auzi? Ne-am lăsat păcăliți, niciunul n-a fost mai deștept decât celălalt. Ce mai încoace încolo să-mi sară nasturii că urât m-a prăjit cu socoteala. Și începu iarăși să râdă cu atâta poftă că, deși nu vedeam gluma în felul lui, am fost nevoit să-i țin isonul la veselie. În drumul nostru, de-a lungul cheiurilor, el se arăta cu deosebire un tovarăș atotșiutor, vorbindu-mi de vasele pe lângă care trecem, explicându-mi velatura, tonajul și naționalitatea lor, lămurindu-mă asupra muncii ce se săvârșea pe corăbii. Cum una descărca, alta încărca marfa și cum o a treia se pregătea să iasă în larg. Din când în când mai trântea câte o znoavă cu corăbii sau marinari sau repeta câte o expresie nautică până o învățam bine de tot. Începeam să-mi dau seama că dădusem peste unul din cei mai buni tovarăși de bord. Când am ajuns la Han, l-am găsit pe Squire împreună cu doctorul Livesey, dând gata o cană de bere în care muiau pâine prăjită. Se pregăteau să se ducă pe goeletă într-o inspecție. Long John povesti întâmplarea de a fi la păr, cu mult duh și cu cea mai desăvârșită sinceritate. Nu-i așa, Hawkins? Nu-i așa?" mi se adresa din când în când și totdeauna nu puteam decât să-i dau de plină dreptate. Celor doi domni le-a părut rău că scăpase câine negru, dar am fost de părere că nu era nimic de făcut și, după cel lăudară pe Long John, acesta își luă cârja și plecă. Toată lumea la bord după amiază la orele 4, strigă Squire-ul în urma lui. Am înțeles, domnule, strigă bucătarul din coridor. Mărturisesc, Squire, zise doctorul Livesey, că de obicei nu prea pun temei pe descoperirile dumitale, dar de data asta trebuie să recunosc că John Silver îmi place. Nu există un om mai de ispravă, declară Squire-ul. Acum, adăugă doctorul, Jim poate veni cu noi la bord, nu-i așa? Mai încape discuție, spuse Squire-ul. Ia-ți pălăria, Hawkins, și hai să vedem vasul. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 9. Pulbere și arme. Hispaniola era la o oarecare depărtare de chei. Ca să ajungem la ea, a trebuit să trecem pe sub multe prore sculptate și pupe ale altor vase, paramele lor hâșâind din când în când chilea bărcii sau legănându-se uneori deasupra noastră. În sfârșit, am ajuns și ne-am alipit de bordul corăbiei. Când ne-am urcat pe punte, ne-a ieșit înainte, salutându-ne, secundul, domnul Arrow, un vechi marinar cu fața oacheșă, cu cercei în urechi și cu o căutătură sașie. Părea să se fi legat prietenie la cataramă între el și Squire, dar n-a trecut mult și am băgat de seamă că nu la fel stăteau lucrurile între domnul Trelawney și capitan. Acesta din urmă era un bărbat cu privirea tăioasă, care părea tot timpul nemulțumit de ce se petrece pe bord și curând ne-a și spus pentru ce. N-am apucat bine să coborâm în cabină, că un marinar intră la noi. Domnule, spuse el, capitanul Smollett dorește să vă vorbească. Sunt la ordinele capitanului. Să poftească, zise Squire. Capitanul, care se afla afară, intră numai decât și închise ușa în urma lui. Ei, capitane Smollett, ce ai să ne spui? Toate-s bune, nădăjduiesc. Totul e în ordine și gata de plecare? Domnule, răspunse capitanul, cred că e mai bine să vorbim deschis, chiar cu riscul de a vă supăra.
Croaziera asta nu-mi place. Nu-mi place echipajul și nu-mi place secundul. Scurt și cuprinzător. Te pomenești că nu-ți place nici vasul, domnule?" întrebă Squire-ul foarte supărat pe cât vedeam. Despre asta nu pot spune nimic, domnule, fiindcă nu l-am pus încă la încercare," îi răspunse capitanul. Pare să fie o corabie bună. Mai mult nu pot spune." Te pomenești, domnule, că nici stăpânul vasului nu-ți place?" întrebă Squire-ul. Dar doctorul Livesey îi curmă vorba. Ia stai puțin. La ce bun să înveninez discuția cu întrebări personale? Capitanul ori a spus prea mult, ori prea puțin și mă văd silit să-i cer să ne dea o explicație. Ai spus că nu-ți place? De ce?" Am fost angajat, domnule, cu ceea ce numim noi dispoziții sigilate să conduc vasul acestui gentleman acolo unde îmi va porunci. Până aici toate bune. Dar acum bag de seamă că cel din urmă marinar știe mai mult decât mine. Vi se pare cinstit acest lucru?" Nu," răspunse doctorul Livesey, nu mi se pare." Aflu," urmă capitanul, că mergem după o comoară și aflu acest lucru de la proprii mei subalterni, luați aminte." O comoară e un lucru gingaș. Mie nu-mi plac în niciun chip călătoriile după comori și nu-mi plac mai ales când sunt tainice și când taina, să mă ierte Squire-ul Trelawney, a fost încredințată papagalilor." Papagalului lui Silver?" întrebă Squire-ul. Vorba vine," zice capitanul. Vreau să spun că a fost dată în vileag. Credința mea e că niciunul din domniile voastre nu știți la ce vă înhămați. Să vă spun eu, e vorba de viața voastră. Călătoria asta e primejdioasă." Tot ce ai spus e foarte limpede și socot că e mai mult decât adevărat," răspunse doctorul Livesey. Dar suntem gata să înfruntăm primejdii. Nu suntem atât de novici precum crezi. Și ai mai spus că nu-ți place echipajul. De ce? Nu sunt marinari destoinici?" Nu-mi place și pace," răspunse capitanul Smollett. Și fiindcă veni vorba, socot că se cuvenea să fiu lăsat să-mi aleg singur oamenii." Poate că așa s-ar fi convenit," răspuse doctorul. Poate că s-ar fi cuvenit ca prietenul meu să-i aleagă împreună cu dumneata. Dar greșeala, dacă a fost, nu-i cu voință. Și nici domnul Arrow nu-ți place? Nici el, domnule. Cred că e un marinar bun. E însă prea larg cu echipajul pentru a fi un bun ofițer. Secundul trebuie să stea la locul lui, nu să bea cu oamenii lângă catar." Vrei să spui că se îmbată?" exclamă Squire-ul. Nu, domnule," răspunse capitanul, dar e prea familiar cu marinarii." Așa va să zică. Și acum, capitane, spune-ne și nouă, pe scurt, ce dorești?" întrebă doctorul. Ce doresc, domnilor? Dumneavoastră sunteți hotărâți să porniți în această călătorie?" Absolut hotărâți," răspunse Squire-ul. Foarte bine," zise capitanul. Atunci, deoarece ați ascultat cu răbdare lucruri pe care nu le pot dovedi, mai îngăduiți-mi câteva cuvinte. Întâi, văd că pulberea și armele se încarcă în magazia din față. Aveți un loc mai bun sub cabină. De ce nu le-a spus acolo? Al doilea, văd că ați adus 4 oameni de-ai dumneavoastră și aflu că au să doarmă în față. De ce nu-i culcați mai bine lângă cabină? Mai e și altceva?" întrebă domnul Trelawney. Încă un lucru," răspunse capitanul. Prea s-a flecărit mult." Mult prea mult," recunoscu doctorul. Am să vă spun ce am auzit cu urechile mele," continuă capitanul Smollett, că aveți o hartă al insulei, că pe hârtie sunt însemnate cu cruci locurile unde sunt îngropate comorile, că insula este așezată și arată întocmai latitudinea și longitudinea." Pe cuvântul meu că n-am spus nimănui nimic," strigă Squire-ul. Dar oamenii știu totul," răspunse capitanul. Livesey, asta ai făcut-o ori dumneata, ori Hawkins," strigă Squire-ul. Acum nu mai interesează. Cine a vorbit, a vorbit," răspunse doctorul. Am băgat de seamă că nici el, nici capitanul nu prea luau în serios protestele domnului Trelawney și, drept să spun, nici eu, căci știam că nu își prea ține gura. De data asta însă cred că nu era vinovat și nici el, nici noi nu dezvăluisem poziția insulei. Domnilor, urmă capitanul, nu știu cine are harta, dar pun o condiție. Nici eu și nici domnul Arrow nu știm unde o țineți. Alminteri mă voi vedea silit să dimisionez. Am înțeles, spuse doctorul. Dumneata doresc să păstrăm secretul cu privire la scopul călătoriei și să întocmim cu oamenii prietenului meu un post care să aibă în pază toate armele și pulberea de la bord. Cu alte cuvinte, ți-e frică de vreo răzvrătire? Domnule, spuse capitanul Smollett, nu vă fie cu supărare, dar nu vă dau voie să-mi atribuiți cuvinte pe care nu le-am spus. Niciun capitan, domnule, n-ar avea dreptul să plece la drum dacă ar ști că se urzește așa ceva. Cât despre domnul Arrow, îl socot un om cinstit.
La fel cred și despre unii dintre oameni. Ba s-ar putea ca toți, fără deosebire, să fie cinstiți. Dar eu răspund de siguranța vasului și de viața fiecărui om de la bord. Văd că unele lucruri, după părerea mea, merg anapoda. Și vă cer să luați oarecare măsuri de prevedere sau, dacă nu, lăsați-mă să demisionez. Asta e tot. Capitane Smollett, început doctorul zâmbind, ai auzit vreodată fabula cu muntele și cu șoarecele? Iartă-mă că ți-o spun, dar dumneata mi-amintești de fabula aceea. Când ai intrat aici, mă prind pe peruca mea, gândind că lucrurile vor lua altă întorsătură. Doctore, spuse capitanul, ești isteț. Când am intrat aici, mă așteptam să fiu concediat. Nu credeam că domnul Trelawney o să mă asculte până la capăt. Nici eu nu cred că te-aș fi ascultat, strigă scoierul. Dacă nu era lipsi aici, te trimiteam la dracu. Și așa mă mir că te-am ascultat. Dar fie cum dorești. Să știi însă că n-am o părere prea bună despre dumneata. Mă rog, cum doriți, domnule, spuse capitanul. Veți vedea că îmi fac datoria. Și cu aceste vorbe plecă. Trelawney, spuse doctorul, n-am crezut că ai să fii în stare, dar văd că ți-ai făcut rost de oameni cinstiți, capitanul ăsta și John Silver. Silver, da, răspunse scoarul. Cât privește nesuferitul ăsta de panglicar, afirm sus și tare că purtarea lui este nevrednică de un bărbat, de un marinar și firește de un englez. Vom vedea, zise doctorul. Când ne-am urcat pe punte, oamenii începuseră să care armele și pulberea, însoțindu-și munca cu yo-ho-ho-uri supravegheați de capitan și de domnul Arrow. Rânduiala asta nouă era pe placul meu. Goeleta fusese revizuită cu deamănuntul. La pupa, 6 cabine fuseseră ridicate pe locul magaziei și toate aceste cabine comunicau cu bucătăria și cu postul de echipaj de la Prova printr-un coridor îngust amenajat la babord. Fusese vorba la început că Squire-ul, doctorul, capitanul, domnul Arrow, Hunter și Joyce să ocupe aceste 6 cabine. După cele discutate, s-a luat hotărârea ca Redruth și cu mine să stăm în 2 din ele, iar domnul Arrow și capitanul să doarmă sus pe punte, în tambuchiul de intrare care fusese lărgit și înălțat atâta încât să îi se poată spune dunetă. Încăperea era desigur încăjoasă, dar oferea destul loc pentru 2 hamacuri și secundul se arătă mulțumit de rânduiala asta. Poate că și el se îndoia de echipaj, dar asta e numai o presupunere a mea, căci, după cum veți vedea, n-am mai avut timpul să-i ascultăm părerea. Munceam de zor cu toții, cărând pulberea în locul cel nou și schimbându-ne cabinele, când ultimii oameni ai echipajului și împreună cu ei Long John sosiră cu o barcă. Bucătarul se cățără pe punte cu îndemânarea unei maimuțe și, când văzu ce se petrece, exclamă: Oho, băieți, ce-i asta? Ce să fie? Mutăm pulberea, răspunse altul. Mii de draci, strigă Long John, dacă vă apucați de treaba asta, pierdem refluxul de dimineață. Eu am dat ordinul ăsta, rosti capitanul scurt. Du-te jos în bucătărie și vezi-ți de treabă. Băieții or să vrea acum să mănânce. Am înțeles, domnule, răspunse bucătarul. Și ducând mâna la moțul de pe frunte, în chip de salut, dispăru numai decât de pe punte. Ăsta e om de treabă, capitane, spuse doctorul. Se prea poate, domnule, răspunse capitanul Smollett. Încet, băieți, aveți grijă, spuse el, întorcându-se spre oamenii care duceau pulbere. Apoi, deodată, văzând că mă uitam la tunul care se afla în mijlocul punții, o țeavă lungă de bronz de calibru 9, se răsti la mine. Hei, elev de marină, ia-o din loc. Du-te la bucătar și caută-ți ceva bun de lucru. Și pe când o zbugheam spre bucătărie, l-am auzit spunând doctorului cu glas tare: Răsfățații n-au ce căuta pe corabia mea. Vă încredințez că eram cu totul de părerea scoierului și îl detestam pe capitan din toată inima. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 10. Călătorie. Toată noaptea a fost o mare forfotă pe vas. Munceam de zor ca să punem fie ce lucru la locul lui și mereu soseau șalupe pline cu prieteni de-ai squire-ului, printre care și domnul Blandley venit să-i ureze călătorie bună și întoarcere sănătoasă. Tot timpul am avut de destupat sticle și de clătit pahare. Niciodată nu muncisem atâta la Amiral Bimbo, eram frânt de oboseală când, puțin înaintea zorilor,
Signalul șefului de echipaj răsună și oamenii începură să manevreze cabestanul. De-aș fi fost de două ori mai obosit decât eram, tot n-aș fi părăsit puntea. Totul era așa de nou și de interesant pentru mine, comenzile scurte, sunetele ascuțite ale signalului, oamenii care zoreau spre locurile lor la lumina slabă a felinarelor de pe bord. Haide, frige oaie, zi ceva!" se auzi o voce. Ăla al nostru!" strigă un altul. Bine, fraților!" încuvință Long John, care stătea lângă dânsii sprijinit în cârjă. Și deodată se dezlănțui cântecul și cuvintele ce mi-erau așa de cunoscute. 15-15 pe lada lui și întreg echipajul în cor. Yo-ho-ho și o sticlă de rachiu. La al doilea ho, toți împingeau la cabestan. Chiar și în împrejurările acestea, atât de înfrigurate, gândul m-a purtat o clipă îndărât la vechiul amiral Bimbo și mi s-a năzărit că aud în acest cor glasul capitanului. Dar ancora ieșise din valuri și acum atârna grea de grinda ei. Curând, pânzele începură să se umfle. Pământul și corăbiile se aplecau fugind îndărât. Și înainte de a apuca să mă culc pentru a dormi măcar un ceas, Hispaniola își începu călătoria spre insula Comorii. N-am să povestesc călătoria în amănunt. A fost îndeosebi de plăcută. Corabia s-a dovedit a fi bună, oamenii s-au vădit marinari încercați, iar capitanul își cunoștea la perfecție meseria. Dar înainte de a ajunge, în sfârșit, la insula Comorii, s-au întâmplat două sau trei lucruri care trebuie cunoscute. Întâi, domnul Arrow s-a dovedit mai păcătos decât se temuse capitanul. Nu știa să se facă ascultat de către oameni care făceau din el ce voiau. Dar și mai rău încă, după o zi sau două de călătorie pe mare, începu să se arate pe punte cu ochii tulburi, cu obrajii roșii, limba încălcită, dând semne vădite de beție. De mai multe ori a fost trimis la arest. Uneori cădea și se lovea. Alteori dormea toată ziua în hamacul lui din dunetă. Apoi, o zi sau două, era aproape cumpătat și atunci își vedea de treabă destul de mulțumitor. Cu niciun chip n-am putut afla atunci de unde își făcea rost de băutură. Acesta era misterul vasului. Oricât am încercat să-l pândim, n-am putut descoperi nimic. Când îl întreba cineva, așa de la obraz, el se mulțumea să râdă dacă era beat, iar dacă era treaz, tăgăduia cu solemnitate că ar bea vreodată altceva decât apă. Nu numai că nu era de niciun folos ca ofițer, dar era o pildă proastă pentru oameni și se vedea cât de colo că, dacă o soțină tot așa, s-a isprăvit cu dânsul. Astfel că nimeni n-a fost nici mirat, nici îndurerat când, într-o noapte întunecoasă și pe o mare agitată, el dispăru cu totul. Nimeni nu l-a mai văzut de atunci. A căzut peste bord, spuse capitanul. Ei bine, domnilor, asta ne-a scutit de truda de a-l fi pus în lanțuri. Dar rămăseseră fără secund și pentru bunul mers al corăbiei, unul din oameni trebuia înaintat în acest grad. Șeful de echipaj, John Anderson, era cel mai indicat dintre oamenii de la bord și, păstrându-și vechiul său grad, servi și ca secund. Domnul Trelawney era priceput în meșteșugul mării și cunoștințele lui ne aduceau însemnate foloase, căci de multe ori, pe vreme frumoasă, făcea de cart. Și șalupierul Israel Hans era un vechi, cumpănit, șiret și încercat marinar, pe care te puteai bizui în orice împrejurare. Era omul de încredere al lui Long Silver și, fiindcă i-am pomenit numele, să vorbesc câte ceva și despre el, frige oaie, cum îi ziceau marinarii. Purta cârja legată cu o curea de gât ca să aibă, pe cât era cu putință, mâinile slobode. Merita să-l vezi cum își proptește cârja de vreun perete și rezemat în ea, mlădiindu-se după orice mișcare a vasului, gătea mâncarea tot așa de nestingherit ca și pe uscat. Mai grozav era să-l vezi străbătând puntea pe vreme rea. Atârnase niște agățători de funie ca să-l ajute în locurile mai nevoioase. Oamenii le spuneau cerceii lui Long John. Bucătarul se mișca dintr-un loc într-altul, când în cârjă, când slujindu-se de funii, tot așa de repede ca orice om. Totuși, unii din oamenii care navigaseră cu dânsul înainte nu și-ascundeau mila văzându-l în hanul ăsta. Nu-i om de duzină, frige oaie al nostru, îmi spunea șalupierul. A învățat la școală în tinerețea lui și poate grăi ca din carte când vrea. Și curajos, tare curajos. Un leu nu-i nimic pe lângă John Long. L-am văzut odată singur și fără arme, luptându-se cu patru deodată și ciornindu-le căpățânile unele de altele. Toți oamenii îl respectau și îl ascultau.
Avea un fel al lui de a vorbi cu oricine și nu pierdea prilejul să-i facă fiecăruia servicii. Cu mine era întotdeauna drăguț. Se bucura ori de câte ori intram în bucătăria, care, de curată ce era, strălucea ca un ban nou. Vasele aturnau strălucitoare sus, iar papagalul lui boscorodea în colivia atârnată într-un ungher. Ia fă-te încoa, Hawkins, mă chema lângă el. Mai schimbă și tu o vorbuliță cu John. Nimeni nu e mai binevenit ca tine, fiule. Stai, stai jos. Îl cunoști pe capitanul Flint? Așa îl cheamă pe papagalul meu. Capitanul Flint, ca pe vestitul pirat. Capitanul Flint ne-a prezis că o să avem noroc în călătorie. Nu-i așa, capitane? Și papagalul începea să strige repede de tot. Condores, condores! Până își pierdea suflarea sau până când John arunca bazmaua pe colivie. Vezi tu pasărea asta? Spunea el. Poate să aibă 200 de ani, Hawkins. Și sunt unii care trăiesc și mai mult. Dacă este cineva care să fi văzut mai multe blestemății, apoi acela nu poate fi decât dracu. A navigat cu England, marele capitan England, piratul. A fost în Madagascar și la Malabar și la Surinam și la Providența și la Portobello. A fost la fața locului când se scoteau corăbile naufragiate din fluviul La Plata. Acolo a învățat să spună Condores și nu-i de mirare. 350.000 de monezi de astea s-au scos atunci Hawkins. A asistat și la abordajul lui Viceroy of the Indies, în largul insulei Goa. Da, da, când te uiți la el, zici că e un țânc, dar a mirosit destul praf de pușcă, nu-i așa, capitane? Ura, la atac, înainte, țipa papagalul. E dat dracului, spunea bucătarul, dându-i o bucățică de zahăr din buzunar. Papagalul o lua cu clonțul printre cocleți și începea să toarne la înjurături care întreceau tot pomennicul de afurisienii. De, continua John, nu poți să te atingi de catran și să nu te murdărești, băiete. Uite, această sărmană și bătrână pasăre nevinovată înjură de mama focului, deși, crede-mă, habar n-are ce spune. Ar înjura la fel, dacă mi-a îngăduit, și înaintea unui duhovnic. Și John își ducea mâna la ciuful de pe frunte într-un fel pe care el îl socotea solemn și care mă făcea să cred că e omul cel mai cum se cade. Între timp, Squire-ul și capitanul Smollett se ținau la distanță unul de altul. Squire-ul nu și ascundea părerea sa despre capitan și îl disprețuia. La rândul său, capitanul vorbea cu el numai când era întrebat și atunci tăios, scurt și rece. Nici o vorbă mai mult. Recunoștea, când îl prindea în toane bune, că poate se înșelase în privința oamenilor, că unii din ei erau muncitori și vrednici, așa cum îi plăceau lui, și că toți se purtau destul de frumos. Cât privește vasul, prinsese o adevărată slăbiciune pentru el. Ascultă de vânt, zicea el, cum nicio nevastă drăgăstoasă n-ascultă de soțul ei. Dar, adăuga el, nu ne-am întors încă și mie călătoria asta, orice ați zice, nu-mi place. Când vorbea așa, Squire-ul îi întorcea spatele și începea să se plimbe de colo până colo cu bărbia în vânt. Încă o gogomănie din partea omului ăstuia, zicea el, și mi-ies din fire. Am avut și vreme proastă, care n-a făcut decât să dovedească și mai mult calitățile hispaniolei. Fiecare om de la bord părea mulțumit și trebuia să fii năzuros al naibii ca să te simți altfel. Cred că de la corabia lui Noe nu s-a mai pomenit echipaj mai răsfățat ca al nostru. Rație îndoită de grog la cel mai neînsemnat prilej, iar budinca aproape că nu lipsea în nicio zi. Era de ajuns, de pildă, ca Squire-ul să afle că e ziua de naștere a vreunuia din oameni ca să-l sărbătorească. Și tot timpul, în mijlocul punții, se afla un butoi cu mere din care fiecare lua când avea poftă. Niciodată n-o să iasă ceva bun din asta, îi spunea capitanul doctorului Livesey. Răsfață-l pe marinar și ai să vezi ce o să iasă. Asta e părerea mea. Dar după cum veți vedea, din polobocul cu mere tot a ieșit un lucru bun. Căci, dacă n-ar fi fost acolo, n-am fi fost preveniți la vreme și am fi pierit cu toții victime ale trădării celei mai odioase. Iată cum s-au petrecut lucrurile. Lăsasem în urma alizeele, adulmecând vântul tropicelor, care trebuia să ne mâne spre insulă, nu mi-a îngăduit să dau mănunte, și ne îndreptam spre ea, veghind zi și noapte. Era, socotind cu aproximație, cam ultima zi a călătoriei noastre într-acolo. În noaptea aceea, sau cel mai târziu a doua zi de dimineață, trebuia să vedem insula Comorii. Mergeam spre sud-sud-vest,
cu o briză bună și pe o mare liniștită. Hispaniola se legăna ușor și bon presul, aplecându-se, stârnea o pulbere de apă. Toate pânzele erau desfășurate, și cele de sus și cele de jos. Toată lumea era veselă că ne apropiem de capătul primei părți a aventuroasei noastre călătorii. Și iată că, îndată după asfințit, după ce mi sprăvisem treaba și mă duceam spre cabina mea, s-a întâmplat să-mi vină poftă să mănânc un măr. M-am urcat pe punte. Cei ce făceau de veghe la prova pândeau ivirea insulei. Omul de la cârmă ținea pânzele în pravățul vântului, fluierând încetişor, cu gândul aiurea. Și nimic altceva nu se auzea afară de clipocitul apei la prova, precum și de o parte și de alta a corăbiei. M-am băgat în butoi și am văzut că rămăsese doar un măr stingher. Dar stând acolo în întuneric, legănat de balansul vasului și de susurul apei, era cât pe aci să mă fure somnul. Ba chiar ațipisem, când simți că cineva se așează jos, greoi și cu zgomot în apropiere. Butoiul se zgudui când omul se rezemă cu umerii de el și era tocmai să sară afară, când noul venit începu să vorbească. Era glasul lui Silver și, auzind doar câteva cuvinte, n-aș mai fi ieșit pentru nimic în lume de acolo. Așa că am stat locului, tremurând vargă să nu fiu descoperit, ținându-mi răsuflarea ca să nu mă trădez și ascultând totuși înfricoșat și plin de curiozitate. Căci din cele câteva cuvinte înțelesesem că viața tuturor oamenilor cinstiți de pe corabie atârna de mine și numai de mine.